Da, va fi o zi scurtă în Bangkok. Suntem la un templu budist, simt energiile bune. Toți în șir indian. Este mult mai impunător acest templu. Cum am zis, este o proprietate a regelui. Trebuie să avem foarte mare grijă cu traficul. Hai că am reușit să facem și pe asta. O luăm spre aeroport. Ne-a făcut check-in-ul. Bine ați venit în Thailanda. Urmează o călătorie în care vom străbate țara de la sud la nord și de la est la vest. Vom porni chiar din capitala Bangkok, vom ajunge în nordul sălbatic, vom vedea o mulțime de temple budiste, vom interacționa cu elefanții, vom face trasee, vom înota în apa turcoază a Mării Andaman și ne vom relaxa pe cele mai frumoase plaje paradisiace. Așa că... Bine ați venit în Thailanda! Salutare! Bună dimineața! Bună dimineața! Într-o nouă zi de explorat Bangkok. Da, va fi o zi scurtă în Bangkok, pentru că diseară avem zbor către... Chiang Rai sau Chiang Rai. Avem avionul seara, așa că am făcut check-out-ul, ne-am lăsat bagajele la hotel și acum mergem să vizităm câteva temple. Aici, pe la noi, prin zonă... Mă rog, prin centru mai mult, avem de mers un pic... O să luăm autobuzul, n-o să mergem pe jos. Da, să vedem un pic și din cultura asta lor mai spirituală. O să mai vedem temple și în țară, pentru că oricum Thailanda are foarte multe temple. Sunt peste de 40.000 de temple, dintre care peste 30.000 sunt active. Deci o să avem unde vedea temple peste tot. Dar am vrut să le epifăm și pe acestea din Bangkok. O să revenim, cred că, de la primul templu. Nu cred că v-am spus cum se călătorește aici cu autobuzul. E ideea cum să-ți cumperi bilet. Te urci în autobuz, te pui pe scaun și vine... Cineva, la tine. Da, o doamnă, un domn. Și îți vinde acolo pe loc bilet în funcție de stația la care mergi. Da, poți plăti 15, 20 sau 25 de bați în funcție de cât de departe. Da, trebuie foarte mare atenție să știi unde trebuie să ajungi. Că mai au și linii expres și alea nu opresc în toate stațiile și noi am pățit-o. Da, ne-am dat ieșurile de pe autobuz că nu ajungea respectiv sau nu oprea respectiv în stația la care trebuia să noi să ajungem. Da, a fost foarte drăguță, ne-a spus doamna aceea că am greșit, nu ne-a luat nici bani și mi-am dat jos la prima stație. Și l-am așteptat pe următorul. Și l-am așteptat pe următorul, da. Pentru că este foarte important, trebuie apăsat pe butonul de stop când vrei să cobori. Și să sari în fața vis, să-i faci cu mâna, dacă vrei să oprească, ca să trece pe lângă tine altfel în viteză. Nu oprește. Și la fel grijesc când apeși, oprești în stație, pentru că, de exemplu, noi acum am mers o stație în plus, pentru că a sărit două stații, efectiv, în viteză. Pe drumul spre templu trecem și pe lângă, cum zice, marina thailandeză. Pare foarte, foarte impunătoare așa intrarea. Hai, și se vede acolo în spate templul la care noi vom ajunge. La Watarun Ratchawaram. O altă chestie care ne-a surprins aici e multitudinea de cabluri de pe stâlpi. Da, am ajuns la intrarea cu bilete. Răzvan cumpără biletele. Acestea costă 100 de bați pentru străini. Ia cum arată. Arată biletele la Watarun. Temple of Dawn. Suntem la un templu budist, așa că și îmbrăcămintea trebuie să fie pe măsură. Ne-am echipat. Mie îmi tot zboară o parte din pantaloni. Trebuie să... Nu avem voie cu pantaloni scurți, nu avem voie cu maieu, trebuie să acoperiți umerii, nu avem voie cu crop top, nu putem lăsa buricul la vedere. Trebuie să ne îmbrăcăm până la urmă în ton cu locul unde suntem și să-l respectăm așa cum este. Noi să continuăm să ne plimbăm pe aici. Arhitectura este superbă, absolut superbă. În spate avem templu în toată splendoarea lui.
în templu trebuie să ne descălțăm. Asta e regula generală în templele budiste și hinduse. Așa că le respectăm obiceiul. În spate acolo se poate vedea și un călugăr budist. Și avem și o statuie, fac mai multe statui de diverse dimensiuni, trochipându-l, cred că, pe Buddha. Deci, pentru mine, locul acesta este super liniștitor. Nu știu să explic de ce, dar efectiv simt energiile bune. Deși este ornat cu flori și cu monștri. Ei se închină și la zei buni și la zei răi, deoarece consideră că niciodată nu putem avea doar bine sau doar rău în lume, mereu o să fie o combinație între acestea, acel yin și yang. Ceea ce mi se pare interesant, asta așa e, niciodată nu o să avem doar bine, niciodată nu o să avem doar rău, trebuie să le combinăm și să scoatem ce e mai bun din amândouă. Să continuăm cu plimbarea pe aici, pentru că ne face foarte bine. Ne-am oprit și pe malul râului Chao Phraya, ești corect? Da. Da. Și acolo putem vedea următorul templu la care vom merge, la care plănuim să mergem, de fapt, Wat Phra Chetupon sau Wat Pho. Este un templu budist, se află pe o insulă la sud de Grand Palace și cred că putem vedea în stânga și Grand Palace. Noi nu cred că o să mergem astăzi. Acestea sunt niște variante asemănătoare, un pic mai ieftine, nu e neapărat problema de bani, cât că sunt toate una lângă alta și arată aproximativ același lucru. The Grand Palace este o proprietate privată a regelui din anul 1782, este în proprietatea sa și este practic un complex de mai multe clădiri ce se pot vizita. Din păcate, după cum se vede, apa e destul de murdară. Era undeva pe aici să luăm mâncare pentru pești, doar că e mult prea murdar, mult prea tulbure, murdară să se vadă ceva. Acum vom merge să luăm o barcă până pe celălalt mal al râului. Am prins o excursie a copiilor. Pare că în incinta templului avem și o școală și am prins, cred că, orele de curs. Sau pauză. Sunt la ore, unii fac foarte mare gălăgie pe balcon. Și au uniformă roz, tare. Toți în șir indian. Hello! Sunt super răbuți. Mergem și noi după ei, că pare că merg în direcția noastră. Am găsit și unde să trecem râul. Se pare că ne costă 5 bați de persoană. Un preț, mi se pare că, extrem de mic. Acum, probabil vom aștepta aici barca și ne revedem de partea cealaltă. O minute mai târziu. Da, am ajuns de partea cealaltă râului. Da, a fost un drum fix de 2 minute. Mai mult cred că a durat să plece și să gareze în... Am așteptat să treacă o nav marfă și cred că aia a durat cel mai mult. Da. Suntem curioși cât de rentabil este pentru ei, întrucât, nu știu, am fost cred că vreo 30 de persoane pe barcă. Ceea ce înseamnă, nu știu, vreo 17 lei, 18 lei au scos de pe toți. Adică... Dar având în vedere că e așa de scurt... Da, și probabil rentează. Ok, hai că trebuie să avem grijă aici, la urcare. Acesta este prima interacțiune cu templul. Să intrăm, să vedem cât ne costă biletul și nu o să ne uimească și acest templu.
Am ajuns și la intrarea în templu, Răzvan s-a dus să ia biletele, aparent aici ne costă 200 de bați de persoană. Și... ok, le-a luat foarte rapid. Se pare că un preț intră și o sticlă de apă, de apă gratuită. Și de unde o luăm? De lângă Recycling Buddha. Ok, hai să căutăm apa că murim de sete. Este mult mai impunător acest templu față de primul. Se cheamă Wat Pho. Wat Pho este mai mare, mult mai înalt, cu stâlpi roșii de beton. Probabil de aceea și costă mai mult. Am prins și pe cineva în timpul rugăciunii. O altă chestie interesantă la budiști și la hinduși, faptul că folosesc foarte multe bețișoare parfumate în cadrul ritualurilor lor. Pentru cine dorește, se pare că se poate lua și ghid, 400 de bați, două persoane, noi nu cred că vom lua. Uite, aici pe stânga avem giganți. Am știut în momentul că sunt niște atracții de neratat. Ei păzesc aici templul. Sunt foarte simpatici. Apa se pare că se ia de la un tonomat cu baza biletului. Hai să vedem dacă e de Cristinei. Pare o apă destul de micuță, cred că la 200 sau la 250. Dar e binevenită, e rece? Da, e rece. Este fix ce trebuie. Exact. Nu vă puteți imagina că este de cald pe calea noastră, dar suntem transpirați complet. Deci, poate arătăm drăguță așa, dar e groaznic de cald. Eu? Aparent trebuie să ne punem încălțările. Și vom intra vestul. Nu avem voie nici cu șepci. Trebuie să-l punem în trăistuță. Cred că mai bine intram în picioarele goale, dar... arată un anume fel, n-am ce zice. Avem o statuie gigantă aici. Este imensă. Și pereții sunt pictați foarte frumos cu tot felul de imagini, flori, oameni care se roagă. Din nou se simte energie super bună. Ne-am decis o să punem și noi ceva pentru noroc. Noroc, sănătate. Noroc, sănătate și de toate. Da, este superb acest templu. Este imens, este o statuie gigantică care stă întinsă pe o parte aurie toată. Nu ai cum să o prinzi nici cu privirea, o să încercăm din capăt. Este impresionant. Și pare mult mai aglomerat decât la celălalt. Acolo am ajuns și mult mai devreme, am prins fix înainte de valul de turiști, acolo am reușit să facem niște poze drăguțe. Aici, mai greuț. E și locul mai mic și fiind la interior, acolo era un spațiu mult mai mare în care lumea era dispersată. Și am mai mers un pic și am ajuns în spatele templului, iar pe mine m-a lăsat mută, efectiv. Suntem înconjurați de tot felul de clădiri. O arhitectură superbă,
din nou florile peste tot, spații verzi, turele acestea imense, nu știu cum să le spun altfel. Este superb! O să ne plimbăm pe aici în continuare, deși este cald, nu ne strică această experiență, pentru că este absolut superb. Excursia la templu ne-a lovit și puțin foamea, având în vedere că nu știm exact când mai apucăm să mâncăm, probabil de seară la cazare sau ceva. Așa că ne-am oprit la primul, nu știu să zicem, restaurant și ne-am luat câte o porție de noodles cu creveți și porc, un ceai tailandez și o apă și toată chestia asta a fost doar 350 de bați. Mi se pare un preț foarte bun pentru câtă mâncare avem. Așa că vom mânca și după vedem unde ne va duce excursia. Și după ce am mâncat foarte bine, ne-am gândit să mai dăm jos, să facem o plimbare pe lângă palat. Nu mai avem timp să-l vizităm, este imens. Însă am zis să-l vedem măcar pe afară. Într-adevăr, este foarte impunător. Probabil este extrem de frumos și înăuntru. Cum am zis, este o proprietate a regelui, pentru că Thailanda este un regat și Thailanda a devenit regat în secolul al XIV-lea. De asemenea, Thailanda este singura țară din sud-estul Asiei care nu a fost niciodată cucerită de o putere europeană și a păstrat mereu regatul intact și necotropit, putem spune. Pentru ei, regele și regalitatea este un lucru foarte important, așa că nu ai voie să spui nimic rău despre familia regală, iar turiștii sunt sfătuiți să mai bine să nu spună nimic de loc, pentru că pedeapsa poate ajunge chiar și până la a face închisoare pentru asta. Vis-a-vis de Grand Palace, avem și clădirea Ministerului de Apărare, Ministry of Defense, o clădire foarte impunătoare, ca mai toate, cred că, clădirile guvernamentale, să zicem, pe lângă care am trecut. După cum se poate vedea, sunt o grămadă de tunuri. Nu știu dacă sunt și folosibile. Probabil că nu, sunt doar pentru show. Așa, și avem de-o parte și de alta gardieni care păzesc acest obiectiv. Ne continuăm plimbarea, nu avem o direcție. Și cred că cât de curând o să treacă pe stradă. O să mergem spre hotel în curând, pentru că ar cam trebui să pornim spre aeroport. Mai e destul timp, dar am vrea să ne luăm o marjă de siguranță. O marjă de siguranță în caz că vedem iarăși un trafic înfiorător. Da, având în vedere experiența de ieri, trebuie să avem foarte mare grijă cu traficul. Foarte interesant metroul ăștia, tichetul, să zicem, arată cam așa. Am avut un jeton, un token de fapt, punem și am trecut. Ei. Îl folosim pe post de abonament. Da, se pare că am avut foarte mare ghinion cu autobuzul. Am stat, nu a venit, am urcat într-unul, ne-a lăsat iar în drum că nu era ce trebuie. Am așteptat altul care ne-a zis lumea că ar trebui să-l luăm. Care când apărea pe Maps, care nu. Da, ideea e că am renunțat la a merge cu autobuzul și am așteptat mai bine de jumătate de oră, ajungeam pe jos, că nu, adică nu e atât de mult, dar e foarte cald și n-am vrut să mergem pe jos, că ne omora soarele. Pentru 3 stații cu metro am plătit 21 de bați de persoană. Da. E ok, e un pic mai scump decât cu autobuzul, dar da, și aici depinde foarte mult de unde până unde mergi. Cumva așa se calculează prețul. Și aici la metrou sunt porți, astfel încât nu poate să cadă cineva pe șină.
Vedem și cum arată înăuntru. Merg aer condiționat. Au condiționat foarte tare. Și arată diferit față de cel de la noi. Chiar nu, arată foarte bine. Se pare că tokenul îl folosim la ieșire. Plecăm aici. Și ne dă drumul să trecem. Hai că am reușit să facem și pe asta. Trebuie să ieșim pe ieșirea 3. E o diferență foarte mare, am observat chestia asta peste tot, între temperatura de afară și oriunde intri la interior. Cred că aerele sunt date la minimorum. Da, adică vii de la 34 de grade și ajungi la 16. Hai poate 20 cu indulgență în unele locuri, dar majoritatea cred că e 16. Acum fugim la hotel și ne luăm bagajele și o luăm spre aeroport. No, thank you. Vei cu ei. Am mai fost în China, dar nu mai vrem. Da. Pare că am ieșit la restaurant pe care îl vedeam din cameră. Acolo e hotelul nostru, cel din față, deci trebuie să reușim să trecem străzile astea pe aici. Vedem că sunt semafoare. Și... am plecat. Ne-am teleportat în aeroport. Da. Un greb. Ne-a făcut check-in-ul la Thai Smile, am lăsat bagajele și de acum așteptăm avionul. Mai stăm pe aici, da. Mai stăm un pic și cred că o să trecem de securitate și probabil ne revedem din următoarea destinație. În Chiangrai. Și nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe dacă v-a plăcut și ne vedem în vlogul următor.